Bă, bună dimineața, fitați la mine. Îmi mai adus aminte că eu când mi-aduc aminte din întâmplări, asta trebuie să fie 2000, dracu, să le ia 17, 2018, dracu, că nu știu. Fiți atenți, era o trătură care zicea că este lesbiană. El era lesbiană pe pizda mea. Nici măcar un control pe pizda nu mi-a tras, ce să mai vorbim de celelalte. Așa, lesbiană în cur, n-avem ce treabă cu lesbianismul, femeia. Era plecată, ea vrea să fie servită. Fă, te-a servit? Vezi că la cât de proastă te-a făcut măta, lesbiană, vezi că lesbienele pupă pizda, opa, pe toate părțile, pupă moaștele. E pe tot controlul. Tu vrei doar să fii futută, marea lesbiană. Așa, tași dracu, că îți faci de rușine toată comunitatea, tu scrușea mătii de târfă, infectă ordinară. Tu erai doar nefutută. Atât, te săturase să te fuți singură, să te orgasme singură. Vrei și tu pe cineva, dă-te în căcat. Nu știi. Că n-ai, n-ai nicio dreapă. Fii atât, proasta aia, la cât de proasta a făcut-o măsa, fii atât. Ea nu era în stare să răscunoască. Ea era super capabilă, în viața asta i-am făcut cunoștință cu diverse persoane, ea bar n-avea gay-ul ăla care era in the closet. Asta la masă fă cu tine. Fă asta prostul la masă cu tine! Tu abar n-ai că și-o lua în cur, nu? Hopai diri diri dai, hopai diri diri dai, hopai diri diri dai. Cum să nu, ce să mai... Eu eram yes sir. Știi? Nu pot să zic yes mistress că ești proastă. Tu oricum la nivelul tău de prostie pe care te-a făcut măta oricum la Dâmbovița pizdii mătică, la cât de proastă ești, ai înțeles ce să-ți mai zic? Și știi de ce? Toată viața mea o să te iau proastă. Bă, un singur lucru îți sunt recunoscătoare. Un singur lucru îți sunt recunoscătoare. Este că chestia aia legată de mosc. Aia a fost, eram prost informată, n-am citit, habar n-am avut că chestia respectivă este de la un animal. Atât. E singurul lucru pozitiv. Singura chestie și informație care pe mine m-a ajutat în contactul tău. Atât. În rest, știi ce am învățat? Cum să nu fiu ca tine, cum să nu fiu proastă, cum să n-am impresia că sunt mare șmecherie pe basculă, cum să nu stau să fiu pionul unui mare jeg penal din Brăila. Ați înțeles? Da? Ai înțeles? Fă târfa dracului! Fă târfă, fă! Ai înțeles? Fă cum să nu mai fii pizda, mătii, pionul, pilpulii! Tu erai pionul unuia care se credea mare rege! Ăla n-a nici măcar, ăla era un alt pion! Dă-ne pula mea, rege! Ăla nici nebun nu era, că dacă era nebun știa să iubească. Eram iubită de 10 ori. Ăla n-abar n-are ce aia iubire. Ăla avea nevoie de un control pe pulă. Să fie mângâiat. Nu știu pula mea ce imaginație se face cu la mine. Că am vreo problemă. Ești în aceeași oală cu el. Și toată șleacta voastră de târfe infecte ordinare din industrie. Că vă știți. Alea care și-au văzut de treaba lor și nu și-au băgat nasul, bravo lor. Bă, dar restul. Bă, dar restul să vă fie bă rușine, oricum vă este să nu știți că voi n-aveți rușine. Nu pentru că sunteți în industrie și faceți ce faceți și pentru ce mi-ați făcut mie. Voi n-aveți mic de ce treabă, că aia să ce faceți voi în industrie este treaba voastră, ce faceți voi pentru bani este cool. N-aveți de ce să vă fie rușine, nu, să vă fie rușine ce mi-ați făcut mie, cum voi este, stați liniștiți. Că de la târfe n-ai cum să te aștepți, de la târfe ordinare n-ai cum să te aștepți. De la rușine, oh. Ce îmi place. Bă, v-am zis, canalul ăsta s-a transformat, să văd și eu dacă reușesc să fac borderline-ul ăsta, dacă l-am învățat cum trebuie. Da, ați căcat bățul. Eu nu mă duc spre empatica aia drăguță și simpatică, ați căcat bățul. V-am zis, să mă anunțați să vă aduc un băț când vine să vă căcați, când mă vedeți. După aia să-l faceți curat sau să cereți pământului să vă să se despartă așa în vă îngăți.
Deci, cum ziceam, proasta nici n-a știut, dar eu ziceam, mai, dar tu recunoști pe ăștia ai scruci ăștia care nu dau bani înapoi. Nu, că n-ai de unde să știi. Asta n-ai de unde să știi. Asta lași la atitudinea acelei persoane. Dacă dă sau nu bani înapoi. Dacă știe că a stat de vorbă cu o persoană săracă. Cu un om care a muncit pentru banii aia. Dacă or să mi-i returneze vreodată. N-ai de unde să știi. Ești o târfă infectă de brăidă. Tu ești o târfă infectă de Dâmbovița. Atât. De old, de pizda mea, de unde dracu ești. Atât. Care s-a asociat cu târfa de sex masculin de brăidă. Că ai vrea să-ți crească societate. Și cu altă târfă de nu știu unde. Las că te-am luat când ne-am adus aminti că ai greșit și tu cu ceva. Ne-ai greșit cu ceva, mai pus pe mine să și un fel de pion pentru că catul tău, interesul tău de a-l faci și de rușine pe prostul și ala, care oricum puță. Da. Eu până acolo, până să-mi dau eu seama cam la așa am asistat eu, nu trebuie ceva timp. Că eu eram cam obosată. Eu când sunt obosată, asta este. Eu mă iert pe mine. Eu de rău doar de la mine și iertare. Da, pentru ce a trebuit să particip. Uite, pentru asta îmi pare rău, de la trăfașa aia de sex, de la trăfașa aia din Brăila, îmi cer scuză că eu nu trebuie să particip la chestia și aia, să știu că eu am participat fără să-mi dau seama. Ați înțeles că eu eram obosită. Nu așa se procedează, dar știi că și ți-am făcut eu, e mult mai ghinii. E ghinii că este doar pe barba mea. Înțelegi? Sunt implicată doar eu, nu mai aplic și pe alții, nu mă duc să-ți fac eu scandal nicăieri, nici pe Dumnezeu, Dumnezeilor mătii, uite că acum poți și fericit că te-am mai băgat o leacă în seamă. N-ați crește inima undeva în pizdă. Da, pizda de cur. Deci ca tare n-ai știu, nu-i așa? La cât de proaste sunteți, auzi, la cât de proaste sunteți? Dacă ați fi combinat cu cineva, ar veni așa cineva și v-ar și-a stat la masă cu persoana care o futi. Că atât de disperate sunteți, că voi sunteți disperate să fiți voi fututi și orgasmatic. Pe voi nu vă orgasma nimeni pe planeta asta. Nimănui nu i-o păpsat de voi. Băi, poate nimeni nu i-o pasat atunci când eram eu ieșitat, când nu s-a mai întâmplat din aceste. Ai, ce să faci? Eu sunt și eu excitat și al de alte persoane, sunt și ei, și sfașin și noi. E căcatul de aici să mai dau, nu m-a rezolvat, dar nu e nici o problemă. Dar eu pe planeta asta am fost orgasmată și încă cum? Și încă și mișto? Și n-am fost insultată. Că la mine e după și crezi cum mă insulți, crezi că îmi folosești la ceva? Zile trecute vinise unul și el a zis, da sau nu? Nu știu cât dracu zice el acolo. Și am spus, băiatul, fii atent. Prostituatele este intelectual, suntem cam curvi. Suntem curvi sexual, curvile dracului. Așa, nu suntem noi nu prea curvim în societate, noi nu suntem și prostituatii. Dar din punct de vedere social și economic, să știi că eu zic să te bazezi pe prostituatele sexual. Că prostituata sexual vine. Curveștina nu vine. Eu îți iau banii și plec. Și tu mă aștepți. Te poți plătești în avans. Pentru servicii pe care eu nu ți-l ofer. Dar tu ești prost. Eu zic să pleci. Și-o mai insistat a doua oară și am dat bloc. I-am zis, te dracu, bă, n-ai cum. Sunt unii care efectiv șers și ies crocați. Să-mi ba pula de nu. A dracu de proști. Adică capul meu.